Bună seara, stimați telespectatori ai Televiziunii Române. Suntem împreună în ultima ediție a lunii iulie și de aceea vă mulțumesc o dată în plus că m-ați însoțit în zilele acestea și în săptămânile acestea, în lunii și anii acestea, de fiecare dată, pentru a putea să trăim împreună rostirea înaintea lui Dumnezeu a adevărurilor de credință. Astăzi facem pomenire Sfântul Drept Evdochim. Secolul IX este pomenit. A trăit pe vremea împărăției lui Teofil, cel care l-a urât pe Hristos, luptător împotriva Sfintelor Icoane, era din neam din Capadocia, tatălui având strălucita dregătorie de senator al împărăției. Cu acest fel de stare, fericitul Evdochim a fost dat la învățătură gustând bucuria de a cunoaște adevărul. De asemenea, mult se sârguia să se facă locaș curat al Dumnezeului Ciliuviu, dar nu locuia în pustie, ci în vâltoarea lumii, unde clocotesc atâtea patii. Cu multă și neîncetată sârguință se silea apoi ziua și noaptea în citirea dumnezeieștilor scripturi, veselindu-se cu această îndelenicire mai mult decât se desfătau cei de vârstă cu el la ospețe, la jocuri și la cântece. Zadarnic se sătuiau prietenii și cunoscuții să-l ia cu ei la petreceri și desfătări lumești. El rămânea statornic felului de a fi și de a trăi în viață curată, de rugăciune și de binefaceri. Că la multa înțelepciune pe care o agonisise el adăuga milostenia și dragostea pentru cei în suferință și se purta ca un tată al săracilor și ca un ocrotitor al văduvilor și orfanilor, dând îmbrăcăminte celor goi, hrană celor flămânzi, mângâiere celor îndurerați. Pentru faptele lui cele bune și pentru sfânta lui înțelepciune s-a învrednicit de multă cinstire din partea împăratului Teofil și peste așteptările lui. Împăratul i-a încredințat înaltă dregătărie de conducător al oștilor împărătești din Capadocia. A trăit an puțin, mutându-se la Domnul în tânără vârstă, dar până la sfârșitul vieții sale, fericitul a fost cu adevărat cumpănă și canon, păzind legea, dreptatea, ajutând pe văduve și pe cei săraci și făcând multă milostenie în toate zilele și în scurte cuvinte viețuind dumnezeiește. La vremea sfârșitului său trup, fericitul Evdochim a fost îmbrăcat, îngropat în Capadocia, dar fiind proslăvit de Dumnezeu cu multe minuni, moaștele lui au fost mutate la Constantinopol. O viață de dregător firească, îndrăznesc să spun, pentru un om care, echilibrat și cu minte, îl face inclusiv pe urâtorul de icoană să-l aprecieze. O viață care, în cele din urmă, nu e cu nimic special dacă ține în cont de faptul că atunci când ești fiu de senator și vrei să fii mai departe dregător în locul tatălui tău, trebuie să ai calitățile pe care acesta le-a crescut și ți le-a dăruit. Îmi place tare mult imaginea aceasta în care spune cum ținea echilibru între canoane, dregătorie, bucurie și modul în care intervine, cu alte cuvinte, în pedagogia socială a vremii, cum a spune astăzi, extrem de prețios la un lucru extrem de simplu. Slavă lui Dumnezeu că astfel de oameni au putut marca istoria. Mâine este o nouă zi.